O să avem o situație neplăcută când vecinii noștri din Argeș, de la Consiliul Județean de acolo, vor promova un proiect de asfaltare al drumului până la graniță cu comuna noastră, până la graniță cu județul nostru, prin programul operațional regional pe etapa 3-a de finanțare europeană 2015-2020 și drumul nostru național, frumosul de el, o să rămână ca drumul oaselor sau cum se mai defina unele drumuri grele din timpurile străvechi. Și atunci ne mirăm de ce unii oameni sunt plictisiți să iasă la vot, să mai voteze un politician, ne mirăm de ce nu se fac lucruri frumoase în România, ne mirăm de ce se întâmplă doar la noi așa ceva. Dacă prefectul județului, cu care încă n-am discutat, sper să am o înțelegere cu dumnealui destul de bună, pentru că ne cunoaștem de ani de zile, dacă domnul Câlea, care nu vrea sub nicio formă să accepte preluarea drumului acolo de unde a plecat în inventarul drumului județene, nu doresc să îl aducă prin proiect de lege unde este locul. Am spus-o în câteva rânduri, prin presă, am declarat la televiziune că în imediata perioadă de timp voi depune cererea în fața instanței, chemând în instanță nu numai cele două instituții ale județului, cât și celelalte instituții, începând cu Guvernul României, Ministerul Transporturilor și regional de drumuri naționale, pentru că toți sunt vinovați. Prima dată sunt vinovați cei care l-au încadrat în categoria asta ilegal și cu siguranță cred că nicio instanță din România nu o să accepte să dea o hotărâre de judecată în alt sens decât una în favoarea noastră, pentru că hotărârea de atunci a fost și este lovită de nulitate absolută prin încălcarea ordonanței de guvern 43 din 97. Acest drum nu se încadrează în cele trei condiții obligatorii în legea respectivă, adică nu unește la capetele lui două municipii de orașe, nu unește un municipiu de capitală sau nu trece printr-un punct vamal. Ori el nu face așa ceva. Ați văzut și dumneavoastră pe unde trece și ce se întâmplă și cum continuă. Atunci, pe lângă instituțiile județului, pot fi chemate în instanță și cărora le putem solicita despăgubiri morale din partea locuitorilor de aici, pentru că ne vom declara mai mulți oameni afectați de această cauză, le vom cere daune combinatorii pentru faptul că timp de 10 ani de zile Comuna Peișan n-a putut să se dezvolte economic, turistic, din acest aspect.